dimineața la ora 5. Ascultă Radio Guerrilla. Stimată populație sensibilă, dragi indiferenți și restul pacienților, încă vă aflați aici. Avampost Radio Guerrilla. Aceleași obiceiuri vechi de dat logout și dezmierdat și înșila. Cu Bogdan Șerpan. Pentru că este marți și nu numai de aia, o să vă propun din nou o terapie prin, mă iertați, poezie. De data asta, pe planeta stand-up poetry-ului, conform algoritmului, este un actor. E un actor cu pedigree, din tată actor, reprezentând la noi pe pământ localitatea Piatra Neamț. Este dintre actorii care a trecut și de partea cealaltă a scenei, preferând și varianta de regizor. Să mai spunem că în CV-ul său a mai fost bifată și planeta telenovelelor, dar despre asta poate nu o să vorbim. Urmează Stand-up poetry. Da, ăștia mai deștepți decât ceilalți. Cu Toma Dănilă. Salut, mulțumesc pentru invitație. Bine v-am găsit. Perfect, cum vreți voi. Cât de frumos e orașul București, capitala țării noastre, perla peninsulei balcanice. Eu m-am născut în orașul București și am avut ocazia să-i cutreier străzile largi, asfaltate, parcurile umbroase, pline de mireasma sutelor de arbuști ornamentali și străbătute de albastra salbă de lacuri. Să-i cunosc deopotrivă vechile monumente istorice și noile cartiere, viitorul și trecutul. Am ascultat țăcănitul pistoanelor, vuietul frezelor și rabotezelor, loviturile de baros mânuit de un hercul modern al preselor hidraulice, din fabricile și uzinele de pe platformele industriale, cu hale largi și luminoase. Am vibrat la unison cu sutele de mii de spectatori, privind evoluția sportivilor noștri pe stadioanele ca niște ochi uriași de beton. De aceea eu îmi iubesc orașul și îl consider unul dintre cele mai frumoase din Europa de Sud-Est și din lume. Toma Dănilă, viitor primar. Stand-up poetry. Da, sigur, bagă ăștia poezie la radio. Băi, dar ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Celebrul Mircea Cărtărescu. Wow! Cu asta te-ai dus tu la facultate, în halul ăsta te-ai prezentat? Da, și am și intrat. Mamă, cu 10, să spune că tu ai luat 10 la admitere. Da, de unde știi? Băi, avem un departament specializat în căutat biografii. Scouting. Exact. Mamă, chiar cum a reacționat comisia în momentul ăsta, în care te-ai dus cu poezia asta? Sincer, nu mai știu, adică au fost destul de stupefiați, dar fiind în mediul ăsta artistic, au știut să nu arate, adică... Dar nu te-au oprit să o pui, să zici altfel, să te pună să o livreze altfel? Nu, nu. M-au lăsat în pace. Bă, dar chiar n-am glumit și mă mir până acum că niciun candidat la primăria orașului ăsta, Buricurești, n-a venit cu poezia, mă, să o recite în campanie. Acum... Acum au material, deci Mircea Cărtărescu. Corect, da, stai așa. Mai sunt 2 ani până la următoarele alegeri locale, e timp. Bănuiesc că cineva a furat ideea. Așa, bine, hai să o luăm, metodic de Piatra Neamț întâi. Bănuiesc că tu crescând într-o familie de artiști, expus fiind teatrului, ți-a fost ușor să faci alegerea asta, să iei decizia asta? Da și nu. Dar mai mult da, adică n-am avut altă șansă. Păi spune-mi, care sunt cele mai timpurii amintiri cu tine legate de teatru? Păi... Bănuiesc că ai fost dintre copiii care au crescut prin teatru, te jucai prin culise. Țin minte că am intrat în scenă la un spectacol și... Adică eu stăteam la Arlechin și am vrut să văd mai bine și am intrat... jumătate în scenă, aveam vreo 5-6 ani de zile și am imaginat asta în cap cu Cornel Vulpe, Dumnezeu să-l ierte, care venea înspre mine și îmi tot făcea semn. Ieși, luați-l pe ăsta de aici. În loc să te bagi în spectacol, trebuia jucat momentul ăla. Ba, acum, da, fiecare. Wow. Așa, și altceva. Practic, pe scenă, când ai început să te vizualizezi în situația asta, în postura asta? Păi am început destul de devreme, adică pe la 10 ani deja prestam servicii artistice. Adică? Un nucleu din ceea ce o să fie mai încolo Abracadabra, celebra emisiune de pe... Cum Abracadabra s-a născut la Piatra Neamț? Nu, eu am plecat la Piatra Neamț, am plecat la timp din Piatra Neamț. Am plecat când aveam 3 ani de zile, așa că nu știu, nu e doar orașul unde m-am născut, nu și unde am continuat să exist. Da. Ok. Deci eu n-am prins, nu știu, nu mi-aduc aminte, aveam 3 ani. Deci nu mărturisesc nimic din ce s-a întâmplat. Da, am înțeles. Deci aici în București a fost mult mai ușor să faci asta. Da. Așa. Da. Bun, pe și spune povestea asta cu Abracadabra, nu știu. Păi nu e nicio mare poveste. La 10 ani și-a apucat să vă dați unde pe scenă? Am făcut niște turnee prin Italia, oamenii descopereau vestul, ieșirea în copiii României comuniste care trebuiau expuși și arătați. Voi cu ocazia asta voi spălați imaginea, că cele mai multe imagini ajunse după 89 în Occident erau cu copii cu probleme din orfelinate. Păi da, cel puțin am încercat. Acum nu știu cât am spălat. Iar acolo jucați în ce limbă? Am făcusem un, și în italiană și în română, făcusem un soi de program din ăsta artistic. Musical. Și, da, dansuri, tinerețe fără bătrânețe, viață de moarte, viață fără de moarte, da. Și practic de atunci a început toată nebunia asta cu teatru, cu... Da. Iar tu ești dintre cei care au intrat din prima. Unde? La academie, la universitate. Nu am intrat a doua oară când s-au suplimentat niște locuri. Între timp, da, dar a fost în același an. Între timp am vrut să mă fac chelner, tâmplar, tot felul de alte... Doar în perioada asta, până când s-au suplimentat locurile, te-au trecut prin cap să... Da, pentru că era dezamăgirea foarte mare. Ce fac acum? Hai să... Și am bătut la tot felul de restaurante. Nu, pentru că a fost foarte scurt, o lună, două, și oricum când am ajuns acolo și am văzut că trebuie să car niște farfurii și să urle cineva la mine, am zis, băi, nu, mai bine mă duc acasă. Dar știi că asta cu căratul și cu urlatul intră în CV-ul oricărui actor de peste ocean. Păi da, dar de-aia m-am făcut regizor. Că nu mai suportam, știi? Tind să cred că o să ai niște reacții de la colegii care au preferat să rămână doar actori. Ți le vor da personal. Bine, o să continuăm. Suntem cu Toma Dănilă aici. Stand-up poetry. Da, sigur, bagă ăștia poezie la radio. Ok. S-ar putea să nu credeți asta, dar există oameni care trec prin viață fără să aibă foarte multe motive de stres. Se îmbracă bine, dorm bine, nu au foarte multe probleme în viața de familie, sunt practic de nederanjat. Și de cele mai multe ori se simt excelent de bine. Chiar și atunci când mor fără probleme. De cele mai multe ori în somn. S-ar putea să nu vă vină să credeți, dar genul acesta de oameni chiar există. Dar eu nu sunt unul dintre ăștia. La dracu chiar nu sunt. Nu sunt nici măcar aproape de a fi unul dintre ei. Dar ei sunt aici. Și eu. La fel. Charles Bukowski. Toma Dănilă. Care va să zică stand-up poetry. Da, sigur, bagă ăștia poezie la radio. Fiind vorba de Bukowski, mă așteptam la ceva mai licențios. Dar te-ai autocenzurat? Am și eu, da. Dar poezia asta n-avea, în particular, n-avea nimic din slang. Wow. Și cu asta ai fost la admitere? Nu, pe asta pe Bukowski l-am descoperit mult mai târziu. La admitere am fost cu scara de George Coșbuc, adică și cu scara de George Coșbuc, dar acum am mai crescut și noi, am mai descoperit, am mai citit câte ceva între timp. S-au mai schimbat lucrurile. Dar zi-mi altceva, uite, tu trecând și de partea cealaltă a scenei, cât e de util, cât ți se mai pare de util proba asta ce conține și poeziile, să livrezi la admitere poezii? Băi, eu aș scoate-o, adică, exact, eram sigur. Da. Nu mi se pare relevant. E ca și cum tu ai pune un actor care îți vine la un casting pentru un spectacol de-al tău să recite. Da, și e ce adică ce îmi demonstrezi? Exact. Care zi? Ok. Și... Doar capacitatea memoriei, eventual. Memoriei și să, nu știu, să faci frumos acolo, să zici niște cuvinte frumos. Eu nu sunt, nu mi se pare. Mie mi se pare că e mult mai important să vorbești cu omul, adică chiar și în ceea ce înseamnă casting, să ai o relație foarte, foarte caldă, foarte deschisă și să încerci să scoți de la el, să-l scoți din zona aia în care lui îi place să fie sau crede că ar trebui să fie și să... E mai mult o chestie de psihologie. A fost o lungă discuție după 89 și apropo de teatru de la noi cu lipsa firescului. Ce? De... Aia, oricum, inclusiv partea de recitat de poezie și așa a fost oarecum tocită, a ajuns căzută în desuetitudine pe motiv de recitare nefirească de poezii patriotice clinoase. Eu cred că poezia se vorbește, nu exact, se recită. Sunt total de acord. Da, tu ai dovedit-o. Și acum spune-mi și cum ai trecut de partea cealaltă. Când a apărut în tine nevoia asta, băi, ia să mă dau eu jos de pe scenă și să fiu ăla care construiește. Era să glumesc, să zic, m-a enervat foarte tare Radu Iacoban și am zis, bă, dacă eu Iacoban poate să facă eu ce am. Nu, am glumit. Salut, a fost, nu-ți poate răspunde, el a fost deja. El a fost foarte... a trebuit să încerc. E un lucru pe care l-am simțit. A crescut așa în mine și... mie nu prea îmi place că de foarte multe ori actorii sunt doar niște instrumente în concepția regizorală a celui, a regizorului, și mă cam săturasem un pic de chestia asta, să fac niște lucruri în care ori nu cred neapărat, ori să-mi aleg numai proiectele în care cred cu adevărat și oamenii care... Da, e clar că tu de-a lungul timpului poate te-ai lovit de obtuzitatea unor regizori, iar tu acum ajungi în postura de a fi regizor. Ești altfel? Crezi în lucru cu actorii? Cred enorm în lucru cu actorii și cred că fără asta, ăsta e pilonul principal al unui spectacol. Eu fac spectacole în care actorul e pe primul plan și va fi întotdeauna. Okay, bine, cel puțin deocamdată, nu știu, când o să mă satur și de chestia asta, o să trec într-altă zonă estetică și... Păi, bănesc că ți-a trecut prin cap inclusiv varianta cu pelicula, având în vedere că ai avut ceva experiență, ce ai de TV mai mult. Da, mă gândesc că am în plan, am început să drăftuiesc așa un mic scenariu de film, o să vedem. Sănătoși. N-am cum să mă fac că nu a existat. Trebuie să pomenim și de perioada cu telenovelele. Zim cum a ieșuat acolo și care au fost învățămintele, cu ce ai plecat din lume. Băi, n-aș spune că am ieșuat. Mie mi-a folosit foarte mult perioada aia. Eu aveam 25 de ani, de-abia terminasem facultatea. Nu și... crezi că te-a stigmatizat perioada aia? Asta nu e problema mea. Adică not my circus, not my monkeys. Am lucrat foarte mult și am descoperit, am lucrat și cu mine. Am lucrat într-un regim în care foarte puțină lume ar rezista. Ăsta e adevărul. 80 ore de filmare zilnică. Sigur, la acea calitate, dar... A fost echivalentul făcutului de armată pentru un actor. Da, 2 ani. Dar eu nu mă dezic de perioada aia. Chiar m-am simțit foarte bine. Făceam 25 de minute de la Scala la Patria pe jos. Nu eram beat și a fost extraordinar. Nu, e o glumă. Da, dar nici mai repetat, nici n-ai mai repetat experiența, pentru că fenomenul n-a dispărut. S-a estompat. Plus că după 2 ani de zile de făcut telenovele, în mod absolut natural și normal, mi s-a făcut dor de chestii serioase și de... Mă rog, cu mai multă carne. Cu mai multă carne, da. Am înțeles. Și aveam și bani. Da, aveai relaxarea necesară pentru a refuza, am înțeles. Și asta, relaxarea era economică. Bine, o să revenim la Toma Dănilă imediat. Stand-up poetry. Poezie pe radio. Ce aveți, fraților? Ne întoarcem. Păstrează semnătura de mână pentru autografe. DigiSign este soluția ideală pentru celelalte documente care necesită semnătura ta. Semnătura electronică DigiSign te scutește de zeci de drumuri. Declarații, raportări, facturi, le rezolvi pe toate din confortul casei sau al biroului tău. În plus, acum poți obține semnătura electronică DigiSign pe 1, 2 sau 3 ani. Eficient, rapid și cu un consum minim de resurse. DigiSign, furnizorul tău de semnătură electronică din România. Vodafone prezintă super oferta zilei în Supernet 4.5G. Samsung Galaxy J6 Plus la 19,99 euro cu pachetul Super Red 25 la preț promoțional de 21 de euro pe lună. Ofertă valabilă la migrarea de la cartelă pe abonament pe 2 ani în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele Vodafone. Hai să ne bucurăm împreună de viitor. Ready? Vodafone. Așa cum e bicicleta Pegas la românii, tot așa om fia. Ești povestea pâinii. Dăm pedală, dăm pedală cu pedală, cu o istorie milenară. 100 de ani de România, 46 de ani de Pegas. 100 de biciclete cu 100 de ani garanție. Intră pe bicicletapegas.ro și... Dă-o gheară, dă-o gheară, cu promoția centenară. Tati, îmi e și mie un unicorn. La salariu. Dar vreau să fie roz. La salariu. Și să-l cheme Curcubeu. La salariu. Și să fim prieteni. La salariu. Și să doarmă cu mine în pat. La salariu. Deloc. La Unicredit credem că nici unicornii și nici nimeni și nimic nu ar trebui să aștepte ziua de salariu. De aceea îți oferim cardul de credit Unicredit Card Principal. Banii până la salariu disponibili oricând ai nevoie. În plus, în primele 60 de zile poți returna tranzacțiile de minim 300 de lei în până la 12 rate fără dobândă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro. Îndrăznește să ajungi la destinația preferată oriunde ar fi. Teren accidentat, pante abrupte, nu contează. Ford Ranger e construit să cucerească lumea. Definiția lui, off-road, da, offline niciodată. Ofertă specială, rată lunară de la 310 euro fără TVA și 0% dobândă. În plus, beneficiezi de garanție de producător și garanție extinsă de până la 4 ani cumulați în limita 150.000 de kilometri. Ofertă pentru persoane juridice valabilă până la 31 decembrie. Detalii pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer. Fundația Alexandrion va decerna premiile Matei Brâncoveanu pe 11 decembrie. Gala va fi transmisă în direct pe site-ul www.fundația-alexandrion.ro și pe pagina de Facebook a Fundației. Urmăriți-ne marți începând cu orele 19. Fundația Alexandrion susține tinerele valori. Tuse, din culturile și din cercetarea Aboca, Grintus, pe bază de complex vegetal și miere, calmează iritația protejând mucoasa și favorizează eliminarea mucusului. Grintus, un nou mod de a trata tusea, de la Aboca, disponibil în farmacii. Sunt dispozitive medicale, citiți cu atenție avertizările și instrucțiunile de utilizare. Petrece sărbătorile de iarnă la hotelul Radisson Blue. Fie că alegi să vii la brunch-urile din fiecare duminică, cel de Crăciun sau din 1 ianuarie, sau îți dorești să servești cina de Revelion într-unul din restaurantele hotelului, îți garantăm momente memorabile. Mai multe informații și toate ofertele de sărbători, inclusiv meniurile, le găsești pe tasteofbucharest.ro. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Ne-am întors. Stand-up poetry. Da, sigur, bagă ăștia poezie la radio. Cu tot cu Toma Dănilă. Hai să credem tot ce spunem. E un joc foarte frumos. Uite, de exemplu, tu să-mi spui te iubesc și eu să mă bucur copilărește, de parcă mi-ai fi dăruit un briceag cu plăsele de os. Să-mi spui curat tot ce gândești tu despre vecini, despre univers, despre ploaie, sau să nu-mi spui nimic și toate gândurile mele să dea din cap, așa e, așa e, așa e. Iar eu să spun, uite, pe unghia asta tu ai un lac adânc și pe toate celelalte câte o mare. Dacă miști degetele prin zilele mele, poți stârni Niagare. Și până seara, din cuvintele mele și ale tale, să crească o iarbă înaltă care să-și scoată colțul din cer, în vârf cu pământul nostru, ori cu vreo sămânță de stea. Și tu să crezi în iarba mea, să o crezi pe toată, ori pește. Și eu să cred în urma ta, cum pas, cavalerește. Toma Dănilă! Ce a fost asta? O poezie. Marin Sorescu, de Baba Orba. Wow. Stand Up Poetry. Poezie pe radio. Ce aveți, fraților? Așa, asta e că e un telespectator, fii atent, care spune așa, ne-a dat pe WhatsApp. Salutare, foarte bună remarca referitoare la balamucul din restaurant. Am făcut și eu cursuri de bucătar și când am văzut în practică la Golden Spritz ce urlete și haos în bucătărie, am păstrat acele cursuri pentru a profesa acasă. Care Gizor zici că se lucrează cu calm față de a lucra în restaurant? Întreabă. Păi depinde de situație, dar în orice caz nu sunt atât de multe farfurii. El completează, am colaborat la sitcomul Nimeni nu-i perfect și am întâlnit același haos ca în bucătăria unui restaurant. Regizorul avea și el niște momente. Am zis că îl spânzură pe unul dintre actori. Se întâmplă, ce să... Așa, bine, pe Toma Dănilă, dacă vreți să-i vedeți opera, atunci poftiți la un teatru să băgați în voi Vârstele Lunii sau ultima banda lui Crap, Idolul și Ion Anapă, dar respectiv Romantic Fools. Am ratat vreunul? Deocamdată nu, că am început și destul de devreme, adică am doar 2 ani de regie. Ok, și astea toate. Da. Dintre ele, care se mai joacă? Ultima bandă a avut premiera săptămâna trecută. Da, se mai joacă pe 22 decembrie. Vârstele Lunii jucăm pe 13 decembrie. Facem un an de zile de când a ieșit spectacolul. Vă așteptăm cu mare drag. Aveți și o surpriză dulce din partea noastră la final. Idolul și Iona Napoda se joacă în continuare la Arcub. Romantic Fools deocamdată e, nu știu exact ce se va întâmpla cu spectacolul. Iar în rest, ca actor, pe unde mai ești? Actor, da. Nu mai vreau, nu mai... Nu, deocamdată nu, m-am setat un pic pe chestia asta. Am înțeles. Bine, o să încheiem, atenție, la 0758941948. Va trebui să recunoașteți melodia, piesa din care va recita sau va citi Toma Dănilă. Cu ocazia asta vă testați și voi vigilența culturală. Stand Up Poetry. Da, sigur, bagă ăștia poezie la radio. It's a mystery to me. We have a greed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need, and when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place, because when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. Hope you're not lonely without me. There's those thinking more or less. Less is more. But if less is more, how you keeping score? Means for every point you make, your level drops. It's kind of like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, you're crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Eddie Vedder, Toma Dănilă. S-a strigat de la început Eddie Vedder. Au fost oameni care au strigat și Audio Slave. Mă rog, corect, e Eddie Vedder. Mulțumim. Eu mulțumesc. Mergeți să-l vedeți la un teatru, să-i vedeți opera lui Toma Dănilă. Stand Up Poetry. Ezi e pe radio. Ceară-s fraților. Radio Guerrilla. Radio Guerrilla. Eliva Radio.